Oțelul a câștigat cu mare emoții pe terenul Victoriei Brănești și își continuă cursa către titlu. Ilfovenii au avut prima ocazie, dar Grahovaț a reușit să se opună deschiderii scorului. În minutul 31, pena i-a pasat perfect lui Laurenț Iubuș, care a marcat cu un șut la colțul scurt. Grahovaț i-a mai salvat o dată pe Gălățeni chiar înainte de pauză. A respins de lângă bară lovitura de cap a lui Simion. În partea a doua, Ibeha a înscris din nou pentru Oțelul, dar golul i-a fost anulat pentru un fault în atac. Abia intrat pe teren, Zuluf a egalat cu un șut la colțul lung. Gălățenii s-au aruncat în atac și au dat lovitura pe final. Buș a aruncat o minge în careu, iar Gabriel Paraschiv a marcat golul de 2-1 la o fază în care cei de la Brănești au cerut offside. Oțelul a obținut 3 puncte extrem de importante înaintea derbiului cu Timișoara din etapa viitoare. Sunt fericit că am câștigat 3 puncte în minutul 90. Eu cred că după aspectul jocului, din punctul meu de vedere, a riscat o singură echipă. Deci... este multă încrâncenare, se mai fac greșeli. Important este să ești care am revenit astăzi și am câștigat. Adversarii au acuzat că golul marcat de Paraschiv a fost un risc. Aia e istoria, s-a terminat 2-1. Oțelul a câștigat din offside contra Victoriei Brănești, iar golul marcat de Gabriel Paraschiv i-a scos din minți pe Marian Iancu și Adrian Porumboiu. E groaznic. A fost ucis fotbalul. Nu se poate. E de manual, e de linie. Este un lucru, este elementar să ridici fanionul în asemenea condiții, totalul fiind deși din joc. Nu poți să nu dai un offside la treaba asta. Asta prima dată când faci cursul de arbitri. La regula la offside este regula elementară, că trebuie să fie doi apărători de mai aproape de linia poartă cât mingea. Dorinel Munteanu se apără și el. Este convins că fotbaliștii Victoriei Brănești au avut promise prime consistente pentru a încurca Oțelul. Nu este o luptă cinstită, o luptă onestă. Nu știu cât Brăneștiu a fraudat acest punct, dar dorința pe care am văzut-o astăzi la Brănești, n-am văzut-o în tot campionatul. Probabil dacă juca așa cum a jucat cu noi, sunt convins că era o echipă la mijlocul clasamentului. 100% a fost motivat. Dorinel Munteanu a fost în al nouălea cer după victoria contra Brăneștiului. Golul lui Paraschiv din ultimul minut de joc l-a făcut pe antrenorul liderului să sară în sus de bucurie și jucătorii au sărbătorit la finalul meciului alături de suporteri. Toată lumea a spus că nu rezistăm, nu uite că am rezistat. Suntem la 180 de minute, dacă nu la 90 de minute de un vis care poate deveni realitate. Pentru Oțelul contează acum doar derbiul cu Timișoara. Titlul în Liga 1 se poate decide încă din penultima etapă. Finala campionatului Oțelul Timișoara este doar la Digi Sport, duminică de la ora 20:30 de minute. O să ne odihnim foarte bine, sunt sigur că o să pregătim meciul așa cum trebuie și o să fim prezenți bine în joc. Nu vedeți cum arăt, nu arăt așa bine. Dar încerc să mă odihnesc, este clar, pentru că toată presiunea pe echipă nu este. Eu vreau să-mi pregătesc echipa cât mai bine. Sunteți pregătiți de Champions League? E departe să ne gândim acum la Champions League. Normal, următorul meci este Timișoara și mai avem până la Champions League. Nu e nicio presiune, e doar un simplu joc și cu Timișoara, care trebuie să ne atingem obiectivul, cele 3 puncte. Dacă noi suntem în formă, atunci nu cred că avem de ce să ne temem cineva.